nădejdea noastră, vă rog. Mulțumesc frumos, am onoarea să mă aflu în preajma acestor distinși domni. Mai cu seamă că ei au fost cei care, nu cu vorba, dar cu fapta, au apărat Republica Moldova de cei care încercau să ne ocupe, de cei care în 1992 ne-au rupit ce am avut mai sfânt, limba, până în 92 istoria, tricolorul, au vrut să ne răpească și teritoriul, ne-au răpit pe Ion și Doina, ne-au răpit intelectualitatea. Acum vă dau întrebarea, dacă acești oameni s-au sacrificat și mai n-au murit, unii dintre ei, mulți dintre ei au murit, din fericire aceștia au rămas în viață, se merită oare ca noi prin vot să facem această greșeală și să-i ne îndreptățim pe cei care și-au pierdut camarazii, care au avut zile de groază în liniile întâi din Transnistria? Eu cred că nu. În calitate de asociație obștească nu vă pot indica pe cine să votați, dar cu siguranță vă pot spune pe cine să nu votați. Cu siguranță să nu votați Igor Dodon, pentru că dumnealui și partidul pe care îl reprezintă ne-a atacat în mod direct și pe noi ca asociație, Onoare de Unitate și Patrie, atunci când în luna iunie acestui an am instalat corturi pentru a colecta semnături pentru Unire, o activitate pașnică, o activitate legală, o activitate declarată, nici de cum ostilă, nici de cum nu pe furiș sau criminală, a solicitat atenție, nu intervievarea celor de la Ministerul Justiției care ne-au eliberat certificatul de înregistrare, nu celor de la primărie care ne-au eliberat amplasarea corturilor, ci a procuraturii, Maiului și SIS-ului. Exact ca în stilul KGB, exact ca în stilurile anilor de persecutări, așa să ne sperie, să insufle teamă, să insufle frică, ca să nu mai vrea să iasă nimeni cu tricolorul românesc în stradă, să se teamă lumea să se identifice drept fiind români, să vorbească limba română și tot așa mai departe. Dacă va deveni această personalitate, în ghilimele, președintele Republicii Moldova, cu cine vom alege? Oare îi vom onora pe Ion și Doina? Oare îi vom onora pe Matkovski, Matievici, Lari, Vatamanu și mulți, mulți alții? Mă îndoiesc. Noi, în calitate de tineri, ne dorim un viitor mai bun. Și bine.